să nu uităm un aspect important pe care îl putem învăța din chiar istoria științei, și anume că teoriile despre cum funcționează universul și implicit noi ca parte a lui nu sunt permanente. Newton a zugrăvit un tablou al modului de funcționare, după câteva sute de ani a urmat Einstein, care ne-a dat un alt model, cel cuantic, foarte diferit, dar fiecare înseamnă un pas înainte față de ceea ce era anterior. La fel acum, apar noi descoperiri și probabil încă multe vor urma. Este nevoie să lăsăm rigiditatea ideilor fixe. Noțiunile pe care le-am învățat la școală cu ani în urmă constituie o bază bună pentru dezvoltare, însă este nevoie de actualizarea lor. Iar asta depinde de noi, de fiecare în parte. The new genetic discoveries are telling us beyond any reasonable doubt that evolution, as we've been led to believe, Darwin's theory of evolution is a fact in the world. It is not the human story. Humans appeared suddenly on Earth about 200,000 years ago. We have not changed since we appeared. We are today as we were 200,000 years ago. What makes us who we are, what gives us our humanness, is the result of a genetic fusion, a fusion of DNA that gives us the human qualities, specifically in human chromosome number 2, gives us the cortex in our brain that allows us logic, compassion, empathy, sympathy. Once that fusion happened, you can see where there would be overlapping or redundant function. Those overlapping functions were turned off and in some cases removed completely to optimize the new human chromosome 2. That's something that cannot happen in evolution, at least as we know it today. It implies an intentionality.